Guvernul a aprobat proiectele de lege privind bugetul de stat 2024 și bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată a fost adoptat și un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024. Proiectele de lege au fost aprobate și vor fi transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătute și adoptate în procedură de urgență, se arată într-un comunicat de presă al executivului. A fost aprobat și proiectul de ordonanță privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene. Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2024. Iată principalele repere. S-au alocat bani pentru creșterea pensiilor din ianuarie și pentru recalcularea din septembrie. Încă o dată, PSD a avut dreptate. Veste bună pentru părinții și bunicii noștri. Crește salariul minim la 3700 de lei de la 1 iulie, iar până atunci se menține facilitatea scutirii de taxe pentru 200 de lei. Alocare record, investiții 7% din PIB. Cel mai mare buget pentru transporturi. Cel mai mare buget pentru educație. Nu cresc taxele. Creșterea veniturilor se realizează din investiții, crearea de noi locuri de muncă, măsuri fiscale pe care și-a angajat guvernul răspunderea. La intervenția premierului se continuă programele Vers, Rabla și Casa Verde, iar Rabla Plus nu se reduce la 2000 de euro, ci la 5000 de euro. Ținta de inflație sub 5%.